După ce în luna ianuarie comisarii de la Protecția Consumatorului au aplicat amenzi de 77.500 de lei în unitățile de cazare și de alimentație publică din stațiunile Straja și Parâng, acum comisarii au descins din nou în Valea Jiului, de data aceasta la 14 unități de alimentație publică din Petroșani. Pentru că mizeria, rugina și produsele neconforme nu au ce căuta în acest domeniu, măsurile au fost ferme. S-au aplicat 23 de amenzi contravenționale în cuantumul total de 139.000 de lei. 8 unități au fost închise temporar, până la remedierea deficiențelor, și 450 de kilograme de produse neconforme retrase definitiv de la comercializare. La acțiunea de control la cele 14 restaurante, terase și unități de alimentație publică din Petroșani au participat comisari de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest Timiș și din județul Hunedoara, iar imaginile sunt mai mult decât relevante cu privire la calitatea produselor, lipsa de igienă din bucătării, precum și lipsa informațiilor pentru clienți. Pe lângă practici comerciale incorrecte, comisarii au găsit produse alimentare cu modificări organoleptice, altele fără elemente de caracterizare, identificare, unele depozitate necorespunzător, mașini de gătit, tigăi, oale cu depuneri consistente de grăsime arsă, înnegrite, gresie și faianțe neigienizate, murdare, vitrine frigorifice și congelatoare neigienizate cu resturi de alimente și rugină. Știu și mie uleiul ăsta, când a fost schimbat ultima dată? Deci am avut aseară două platouri, astăzi este în 27, da. În 25, deci am avut aseară două platouri, dar n-am reușit că sunt singură și chiar vreau să Vă spun la modul cel mai sincer, la cât de negru e uleiul ăsta, graficul de schimb al uleiului, îl aveți? Nu aveți. Mulțumesc, Ioan. Probleme sunt, dar cum am spus, uitați-vă aici, asta totul vine în mâncare. Aici. Cum am zis, renunțați la folia asta, pentru că dacă o țineți, ia uitați-vă aici, nu se face curat. Atât în zona blocului alimentar, cât și la bar nu există coșuri de gunoi acoperite, iar pentru spălarea veselei se utilizează detergent pentru vase, nu pentru uz comercial. În plus, au fost depistate produse preparate și materii prime lipsite în totalitate de elemente de identificare, necesare determinării conformității acestora sau dacă sunt expirate. Data concelării, dumneavoastră sunteți autorizat să faceți... Și stați, când ați achiziționat, adică dacă dumneavoastră ați concelat în 15.08.2023, spuneți-mi și mie, 16.10.2023, haideți să le luăm, că asta nu are nimic. Cât despre rețetarul pentru diferitele preparate. Asta vreau să-mi explicați și mie cum adică bază de ala grec. E ciorbă de pui? E ciorbă de pui ala grec fără carne. Ala grec fără carne, da, dar doar bază. Așa, și aici? Ciorbă de burtă, tot așa fără carne. Ciorbă de burtă fără carne. Da. Bine, să-mi arătați și mie, dar chiar vreau să-mi arătați și insist, vă spun sincer, să-mi arătați rețeta dumneavoastră de ciorbă de pui ala grec în care carnea se fierbe separat. Vreau să-mi arătați rețeta. O aveți? Asta o are cine le mai... Păi nu, dar spuneți-mi, nu așa? Cum se face ciorba de pui ala grec? Am fiert puiul într-adevăr separat, l-am pedit. Păi nu, dar în rețetă cum e? Eu mă întreb cum e rețetă, vă rog. Am zeamă de oase, am bază de oase și cu bază de oase. Rețeta dumneavoastră, da. Se fierbe carnea separat și se adaugă la final. Așa, da. Face și acasă și așa ține și în frigider acasă. Carnea separată de ciorba. Întreb! La final, sancțiunile au fost drastice. Amenzi contravenționale în cuantum total de 139.000 de lei, oprirea temporară de prestări servicii până la remedierea deficiențelor pentru 8 unități, oprirea definitivă de la comercializare și retragerea de la consumul uman al produselor neconforme în cantitate de peste 450 de kilograme și propunere de emitere de decizie de încetare a practicilor comerciale incorrecte pentru 2 operatori economici.